Eu sunt Mihai Bonoiu, am 8 ani și jumătate. Îmi plac cărțile și pisicile. Îmi place să citesc și aș vrea să ajut cât mai mulți copii să descopere lumea poveștilor. De aceea, când am împlinit 8 ani, mi-am făcut un canal de YouTube care se numește Ce citește Mihai? Acolo le citesc povești copiilor. Între timp, am descoperit că îmi place și să scriu povești. Așa că astăzi sunt bucuros să vă prezint prima mea carte. Un băiețel pe dos. Când aveam 7 ani, le-am povestit pentru prima dată părinților mei, la cină, despre prietenul meu imaginar, Iahim, care mi-a fost alături tot timpul când eram mic. Vorbind cu ei, mi-am dat seama că aș putea să scriu povestea prieteniei mele cu Iahim. Iahim semăna leit cu mine și era mereu îmbrăcat la fel ca mine, dar se comporta mereu invers. Cred că mulți copii au prieteni imaginari cu care se joacă sau cu care se ceartă. Iahim nu vorbea cu mine, doar îl vedeam ca într-o oglindă. Am început să scriu cartea pe laptopul mamei, dar nu mă descurcam foarte bine și scriam cam greu. Așa că am început să o dictez, iar mama a scris pe laptop ce spuneam eu. Apoi, eu am recitit-o de mai multe ori și am adăugat sau am șters anumite idei. Este super să am o carte scrisă de mine, publicată la 8 ani și aproape jumătate. Mă bucur foarte tare și sunt foarte fericit. Yay! Îmi iubesc cărticica pentru că am muncit foarte mult la ea. Mai am câteva povestioare pe care le-am scris deja, dar niciuna nu mai este cu Iahim. Alte povestioare sunt în lucru despre un personaj nou, foarte amuzant.